Bună! Sunt Mihai și astăzi o să citesc o poveste despre cel mai puternic erou, care se numește... Corect! Hercule! Și Hercule, ca să știți, în limba franceză se spune Hercule și în limba engleză se spune Hercules. Și în alte limbi nu prea mai pot să mai țin minte, pentru că sunt foarte multe limbi în lumea asta. Oricum, astăzi o să o citesc ceva despre Hercule. Hercule, Hercule, mă rog, cum este vorba, o mai ușor, așa puteți să-i spuneți. Să începem! În Grecia antică circulau legende despre o mulțime de eroi și semizei, ființe născute din unirea divinităților cu oamenii, care se distingeau prin curaj, forță sau altă virtute. Bunicii povesteau aceste istorii nepoților care visau să ajungă într-o zi rapizi ca Ahile și reți ca Perseu, frumoși ca Elena sau inteligenți ca Ariana. Dintre toți eroii, cel mai cunoscut și mai admirat era Hercule. Heracles în limba greacă, am uitat să vă spun asta. Peste tot se vorbea de el. Nu exista monstru cu care să nu se fi luptat, pericol pe care să nu-l fi depășit și alții auseseră de împlinit misiuni primejdioase, dar el trecuse cu bine peste 12, nici mai mult, nici mai puțin. Iată de ce era el cel mai mare. Iată de ce nu era nimeni ca el. Părinții lui Hercule erau frumoasa Alcmen și Zeus. În realitate, Alcmen era căsătorită cu Amfitrion, un muritor, dar într-o zi în care acesta se afla departe de casă, Zeus i-a luat înfățișarea și s-a unit cu Alcmen, care nu și-a dat seama că era cu regele zeilor. Astfel, Alcmen a adus pe lume fiul unui zeu, căruia i s-a dat numele de Hercule. Hercule, Hercule, mă rog. După cum vă puteți închipui, povestea asta nu i-a plăcut deloc Herei, soția lui Zeus. M-am săturat de Zeus și de jocurile lui prostești cu muritoarele, și-a spus furioasă zeița. O să vadă el și plicticoasa aia ce se întâmplă cu cei care o înfurie pe Hera. Am eu grijă de copilul ăsta. Hercule avea numai 8 luni când, într-o noapte, pe când dormea, zeița Hera a trimis în camera lui 2 șerpi uriași. Șerpii s-au turut în tăcere până la leagăn. În dimineața următoare, când a intrat în cameră să-și vadă copilul prea iubit, Amfitrion a rămas cu gura căscată. Hercule amuzat strângea în multe șerpi. Îi strangulase! Asta nu e un copil obișnuit. Cred că soarta i-a rezervat ceva deosebit. Rimează, nu? Hercule a crescut sănătos și s-a făcut un băiat foarte înalt și robust, cu o putere nemaipomenită. Toți îl priveau cu admirație. Băiatul ăsta seamănă cu un zeu, e cel mai bun! Și așa mai departe, așa îi ziceau, lăudau-l, așa. Și în timpul acesta, Hercule studia și învăța arta războiului cu mare ușurință. Și se arăta foarte obraznic și înfumurat cu colegii și chiar cu profesorii lui. Lucru care i-a atras multă antipatie. Ca să poată reflecta la felul
în care se poartă și astfel să fie iertat preoteasa din sanctuarul de la Delphi, care dădea sentințe în numele zeului Apollo, i-a poruncit să intre în slujba lui Euristeu, vărul ei, regele din Mișen. Și el era așa de rău, deci pe bune, nimeni nu putea să fie mai rău decât eu, sau nimeni nu putea să fie mai rău decât el. Sau nici măcar la fel de rău ca el, deci pe bune, era foarte rău. Și i-a spus: ai să faci tot ce îți spune Euristeu, i-a spus ea. Ai să te supui unui om rău și invidios, care nu are nici valoare, nici forța ta. Și astfel vei învăța să fii umil. Va trebui să faci tot ce îți va porunci el. Dacă ai să reușești, zeii te vor recompensa făcându-te nemuritor. Oricum, asta e doar o poveste, nu există în realitate, nu puteți fi nemuritori. Îmi pare rău dacă v-am strangulat gândurile voastre că o să fiți nemuritori. Scuzați-mă, dar asta e adevărul. Asta e. Hercule a plecat imediat către Mișen să primească porunci de la Euristeu. Regele se temea de el și l-a îndepărtat curând, încredându-i prima muncă. Să omoare un leu care îi teroriza pe locuitorii din Nemea, un oraș vecin cu Mișen. Hera a trimis în Nemea această beștie înfricoșătoare care devastează câmpurile, înfulecă animalele și terorizează oamenii, a spus Euristeu. Du-te și omoară leul! Hercule a plecat la drum. Ajuns în Nemea, a observat imediat urmele trecerii leului. Cât vedea cu ochii, se întindeau câmpuri devastate și mâncate și animale omorâte de sălbăticiune. Mergând pe urmele lui macabre, a ajuns în curând la bârlogul leului. O grotă cu două intrări. Toți cei care încercaseră să-l vâneze fuseseră surprinși de la spate și uciși. Trebuia să fie foarte atent. Brusc, leul s-a ivit din bârlog și a scos un râre teribil. Roar! Cea de genul, nu știu cum s-a imit un râre. Hercule, fără să dea un pas înapoi, și-a întins arcul și a dat drumul săgeților una după alta. Tang, 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 tang. Însă toate cădeau la picioarele bestiei, fără măcar să o zgâri. Se pare că trebuie să rezolv treaba asta cu mâinile mele, ce-a spus în sinea lui Hercule. Hercule, mă rog, mă încurc. Învârtind o măciucă uriașă, voinicul l-a silit pe leu să intre în bârlog și apoi repede a închis una din intrări și a intrat pe cealaltă. Dar o măciucă înseamnă așa un fel de bârs, doar că mai ciudat. Ok, să continuăm. Prins în capcană, leul a făcut un salt spre el. Lupta dintre cei doi a fost înspăimântătoare, dar în cele din urmă, Hercule a reușit cu brațele lui puternice să cuprindă animalul de grumaz și să-l stranguleze. Să-l stranguleze înseamnă să-l strângă de gât, să-l omoare, să-l distrugă. Pe urmă a luat blana și și-a pus-o pe umeri, ca și cum ar fi fost o mantie. Blana aceea îl făcea invulnerabil la foc și arme. Din acel moment, trupul lui era apărat. După ce a ucis leul, Hercule s-a întors la Mișen, unde Euristeu, uimit peste măsură și înspăimântat, i-a comunicat că avea de îndeplinit o nouă muncă, să ucidă Hidra din mlaștina Lerna. Se pare că Hera
S-a hotărât să mă pună la încercare cu un număr mare de monștri, a spus Euriste, în timp ce arăta cu o mână spre sud. Colom la știna Lernei a apărut un monstru cu nenumărate capete, iar răsuflarea lui e o travă mortală. Dacă îi tai unul din capete, în locul lui apar alte două. Aoleu! Hercule a plecat în căutarea monstrului, însă de data asta l-a rugat pe nepotul lui, Iolaus, să-l însoțească. Hidra părea să fie mult mai periculoasă decât leul. Ajuns în mlaștină, Hercule a reușit să zărească monstrul. Era enorm. Avea 9 capete înspăimântătoare, așa credem. Și se uita la Hercule și la Iolaus cu o expresie prea puțin încurajatoare. Dă-i bătaie, Hercule! I-a strigat Iolaus. Hercule s-a aruncat asupra Hidrei cu spada și a început să-i taie capetele. Între timp, la porunca lui, Iolaus arde rănile cu un trunchi căruia îi dăduse foc la un capăt, în așa fel încât să nu poată apărea alte capete noi. Hercule a reușit să-i taie Hidrei toate capetele. Corpul ei uriaș și monstruos a dispărut pentru totdeauna în mlaștină. Dată terminată și mânca sa, Hercule s-a întors la Mișen să-l informeze pe Euristeu. Aici îl așteptam să o altă surpriză neplăcută. Nu-ți recunosc această muncă, i-a spus Euristeu cu un orânge răutăcios pe buze. Te ajuta nepotul tău, dar ar fi trebuit să faci totul singur. Prezintă-te mâine dimineață singur și îți voi comunica noua ta încercare. Următoarea muncă cerea mai multă istețime decât forță, fiindcă Hercule trebuia să prindă căpriorul de pe muntele Cerinea și să-l aducă la Mișel viu și nemătămat. Era un animal foarte frumos, cu corne de aur și cu copite de bronz. Atât de greu de prins, că nici Artemis nu fusese în stare să-l captureze. Așa că trăia în libertate, protejat de zeiță. Hercule umbla pe urmele lui un an întreg, până când într-o zi căpriorul s-a oprit lângă un râu, atunci Hercule l-a rănit ușor cu o săgeată și astfel a putut să-l prindă. Următoarea încercare îl punea pe Hercule să prindă viu mistrețul de pe muntele Erymanthus, un animal groaznic de care nu îndrăznea să se apropie nimeni. Hercule a dat peste el în pădure și l-a urmărit, gonindu-l de pe vârful muntelui, unde bestia epuizată a căzut în zăpadă. Hercule l-a luat în spate și l-a dus viu la Mișen. Când s-a prezentat dinaintea lui Euristeu, acesta s-a speriat atât de tare că s-a ascuns într-un vas uriaș de lut, hotărât să nu-l mai vadă niciodată pe Hercule. Cum e posibil să trebuiască să asculte un fricos ca ăsta, tocmai din ordinul zeilor? A protestat Hercule. Trebuie să scap cât mai repede de el. După ce a prins mistrețul, Hercule mai avea de împlinit multe alte munci. Următoarea a fost să se lupte cu păsările de pe lacul Stymphalis. În fine, grupul de litere P și H în engleză și în greacă se citește F.
Și se scrie Stymphalis, adică Stymphalis. Aceste zburătoare monstruoase, care aveau ciocuri și gheare de bronz, devastau lanurile, devorau recoltele și nu se dădeau în lături nici să înghită carne de om. Vedeți, nu speriați! E doar un mit și o poveste. Inteligente și rapide, aceste păsări, care aveau un auz foarte fin, trăiau apărate de densimea vegetației care înconjura lacul. Hercule a așteptat îndelung să le vadă cum se ridică în zbor și să le vâneze, dar în zadar. Atunci a venit o idee, le-a deranjat fluturând în aer niște zornăitoare puternice și atunci păsările tulburate au început să zboare. În sfârșit! Hercule și-a întins arcul și zbang a lovit o pasăre, zbang apoi alta. Și alta, în câteva minute, pământul se acoperise de păsările străpunse de săgețile lui Hercule. Iar cele care au reușit să scape nu s-au mai arătat niciodată. Doamne, aici multă murdărie. O să aflați de ce. Euristeu se săturase să fie nevoit să se ascundă în urciori de fiecare dată când Hercule se întorcea victorios din încercările lui. Îl invidia atât de mult cât a căutat o modalitate să-l umilească. Așa că a născut un plan prin care acesta să nu mai poată duce la bun sfârșit următoarea însărcinare. În Elis, nu departe de Mișen, regele Augias avea vite de origine divină, care nu se îmbolnăveau niciodată și se reproduceau continuu, în așa fel încât turmele erau din ce în ce mai numeroase. Augias însă nu curăța niciodată grajdurile, așa că murdăria se acumula, împuțind aerul peste tot în jur și atrăgând un număr mare de muște care întunecau aerul. Euristeu i-a poruncit lui Hercule să curețe grajdurile, dar de data asta eroul nostru s-a hotărât să ceară ceva în schimb. Să-ți curăți grajdurile, i-a spus Hercule lui Augias, însă vreau ceva în schimb. Care ți-e prețul, Hercule? A întrebat regele. Vreau o zecime din turmele tale. O vei avea cu condiția să termin treaba într-o singură zi. Augia se aștepta să-l vadă pe Hercule apucând să curețe, dar de acum știm bine că eroul nostru făcea totul cu inteligență. S-a apucat să sape niște canale ca să devieze cursul celor două râuri care curgeau în apropiere, Alfeu și Peneu. Rimează! Apa a pătruns cu forță în grajdurile de la un capăt la altul, încuia toată mizeria. Cum dăm ce ne-am înțeles, Augias, i-a spus foarte mulțumit Hercule. Chiar credeai că îți voi da o parte din animalele mele? I-a răspuns arogant Augias. Pleacă de aici, Hercule, și să nu te mai întorci. Răspunsul acesta l-a înfuriat foarte tare pe Hercule, așa că a adunat o armată și l-a înfrânt pe Augias și pe soldații lui. Pe urmă s-a prezentat iar la Euristeu. M-a aflat că te-ai înțeles cu Augias să-ți dai o recompensă, i-a spus Euristeu, dar n-ai voie să primești niciun premiu pentru muncile tale. Așa că n-am să-ți trec în cont nici această muncă din cele 10 pe care trebuie să le îndeplinești. Lui Hercule nu a convenit deloc decizia lui Euristeu. Deși a recunoscut că era corect, însă era mulțumit că dusese la bun sfârșit cele 4 munci. Ucisese leul din Nemea și păsările din lacul Stymphalis, capturase căpriorul și misretul.
Era păcat că nu fusese răpuse la socoteală uciderea hidrei din Lerna și curățarea grajdurilor lui Augias. Dar răsufla ușor la gândul că îi mai rămâneau de înfruntat doar 6 încercări. Oare ce munci urma să-i mai poruncească răutăciosul Euristeu să ducă la îndeplinire? Între timp, Cesta continua să stea ascuns în urcior, inventase pentru Hercule munci imposibile, sperând să-l vadă învins. Dar acum începea să se teamă că, după ce vrea să le îndeplinească pe toate, îl va ucide. Trebuia să găsească misiuni mai periculoase, în locuri mai îndepărtate, ca să scape de Hercule odată pentru totdeauna. Aceasta a fost cărticica, dar vreau să vă mai spun niște informații. Știați că blana leului din Nemea era practic indestructibilă, focul nu o putea arde, tăiciurile nu o puteau sfâșia, nici săgețile nu treceau prin ea. Atunci cum a putut Hercule să desprindă blana leului? Zeița Atena a fost cea care i-a sugerat soluția. Singurul lucru care putea sfâșia blana era chiar ghearele monstrului. Acestea a fost cărticica. V-am spus și niște informații, sper că v-au plăcut. Și știu că a trecut mult, dar și mie mi-a plăcut povestea aceasta. Și oricum, dacă v-a plăcut mult, să-mi scrieți pe comentarii. Și la revedere! Hei, v-am făcut ce v-am citit astăzi! Dacă vreți să vedeți ce povești v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu!